În dimineața zilei de marți a avut loc un accident rutier în comuna Adâncata, unde două autoturisme s-au ciocnit. Impactul a dus la rănirea a doi adulți și a unui minor, care au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare. Evenimentul a avut loc într-o zonă din comuna Adâncata, iar autoritățile au intervenit prompt pentru acordarea asistenței necesare. La fața locului s-a deplasat modulul SMURD, care a fost dotat cu o auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. De asemenea, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a oferit sprijin în gestionarea situației. Răniții au fost preluați și transportați la spital, unde vor fi supuși unor investigații suplimentare pentru a evalua severitatea leziunilor suferite în urma accidentului. Eforturile echipei medicale și intervenția promptă a serviciilor de urgență au contribuit la asigurarea asistenței necesare celor implicați în accident. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite în urma anchetei autorităților competente.